Salutare toată lumea și v-am găsit la un episod de GTA San Andreas Multiplayer. Pe serverul Bucket ca de pe cei, în episodul ăsta nu o să jucăm, o să facem pur și simplu o cerere de LV Taxi pe panel, așa că hai să începem cererea. Băi, o să dureze vreo jumătate de oră pentru că o să mă gândesc mult, o să stau foarte mult să iese ca la carte pentru că e deschis aplicațiile pentru taxi LV. Eu am aplicat, uitați în câteva acțiuni, deci taxi ăsta, instructor LV, a fost rejectată. Așa nu știu ce, taxi ăsta a fost rejectată. News reporter rejectată. Așa nu știu ce, rejectată. Deci nu am primit. Hai să vedem dacă n-a să mă primește. De ce dorești să faci parte din taxi Las Venturas? Doresc să fac parte din taxi Las... Venturas, deoarece îmi place să conduc foarte mult și știu locațiile necesare pe server. De ce crezi că taxi este potrivită pentru tine? Deoarece îmi place să conduc și întotdeauna. De fapt nu, și tot timpul mi-am dorit să fiu în această facțiune. Ce vârstă ai? 14 ani. Descrie termenii în 20 cuvinte. Mă numesc Stoica Raul, locuiesc în Ișoara și am mirobolanta vârstă de 14 ani. Zic și-o 14, cam 13, că n-am făcut încă 14, fac în decembrie, dar până am mirobolanta vârstă de 14 ani, virgulă. Îmi place să mă joc foarte mult pe calculator, virgulă, în special SAMP și CSGO. De obicei mă joc și alte jocuri random cu prietenii pe Skype, dar de SAMP mă ocup cel mai mult. Am jucat și pe alte servere de RPG cam de prin 2013, cred că m-am apucat de RPG, nu mai știu exact, de prin 2013, primele episoade de pe canal parcă au fost de SAMP de RPG. Da, pe 2013, dar am jucat pe alte comunități, așa că nu voi da nume. Ia să vedem cum arată. Mai mult. Am și un frate pe care îl cheamă Edi și lui îi place să joace SAMP cu mine, virgulă, Edi Stram. Toată ziua și nu ne prea... Aici, practic, trebuie să zici despre tine, adică orice ar fi, este un joc, știu, este un joc video, dar trebuie să zici despre tine. Asta e faza, asta e, trei, ok. Și nu ne prea certăm. De Blue Bagged m-am apucat de acum 2 luni. De acum o lună și deja am level 15 și cam 102 ore jucate, virgulă. Sunt foarte activ când vine vorba de facțiune, deci nu vor fi probleme cu raportul. Cam atâta, frate, 20 de cuvinte, drecu. Ce alte jocuri mai joci? CSGO, virgulă, Warface, virgulă, GTA 5. Câte ori așa? 4-5 ore. Ai mai făcut parte, da, pe alte comunități. Cu ce crezi că poți ajuta această facțiune? Asta e o întrebare destul de grea, așa că o să mă inspir. Adică nu că e o întrebare grea, dar e ceva gen te bușești la un moment dat, gata, capotești. Am citat pe rezultat, ce sunt asta pe așa mașpel? CS16 și mai. Nu, dar
Ai, mai făcut, nu, dar sper să fac parte, pot. Ce, stai, uite mă, stau scris foarte puțin, nu te dare. Și level 15 pot să-mi iau 5 de ore. Ce că să am, pot ajuta cu activitatea mea când mi-adoc la bossul și la portul și pot coopera foarte bine. Dar cam așa, cred că o să scriu și eu. Pot ajuta această facțiune făcând... Nu, scriu... să... Nu, stai. Să nu, acum scrie să formulez că... Cu activitatea mea pot această facțiune fiind activ pe server și... Să scriu făcându-mi? Deci mai știu cum se scrie, frate, las-o dracu. Vă scriu după aia ca un alfabet și vă înjur ăla. Să fiu activ pe server și să îmi fac raportul săptămânal. De fapt, nu, să îmi fac raportul. Să fiu activ pe server, să îmi fac raportul și să fiu respectos față de lider. Co-lideri. Cât ți-ai propus să stai în această companie? Nu mi-am propus, dar odată ce îmi doresc să intru, o să stau foarte mult. Cunoști toate locațiile importante pe server? Da, virgulă, de asta îmi și doresc să intru. De fapt, da, stai, lasă ce să zici, da? Da, le cunosc. Da, zic și eu, da. Ești de acord? Ce zice scris? Desigur. Da, virgulă, desigur. Ești de acord că într-un așa... S-a scris doar da. Da. Deci, doresc să fac parte din taxele într-o zi, pentru că sunt foarte mult și știu toate deoarece... Scris doar de mult deoarece. Dar mă rog. Mă numesc Stoica Rau, locuiesc de vizioară și am mirobolanta însă de 14 ani, mai foarte mult preparator, în special să am și CSGO. De obicei, mă joc și alte jocuri, așa mă rog, așa că nu vor fi probleme cu raportul. Din când în când mai ies și pe afară cu prietenii la un suc sau la mall. Deoarece nu stau toată ziua în casă. Așa. Așa, poți să ajungi la final. Scrie 5-6 ore, mă. 5-6 ore. Aplică. Hai să vedem. Așa va arăta aplicația ta. Așa. Realizăm 14 ani. Tot e bine. Stau, confirmă. Dă-i mă confirm. Opa, ce facem. Application posted. Și acum direct mi-o resmicea facțiunea asta. Taxi lover applications. Aplicații-ne. Mamă, cât s-au aplicat deja tarda la cap. Level 12, 65 ore. Nu acceptă pe ăsta nici să-l simt. Nici nu ce. 10 ore, 97 de ore. Na. Nu acceptă nici pe ăsta, nu cred că l-acceptă. Pe ăsta s-ar putea să-l accepte. Pot să jur că pe ăsta trebuie să-l accepte. Fiant, ne uităm la ore și la level și o să zic dacă l-accepte sau nu. Da, s-ar putea să-l accepte, că are multe ore jucate. La Cluzoan ăsta, care câte ore are și câte de ale are, să vedem. Ah. Stai, was invited by San Fierro, așa, after 24 de zile, nu știu, frate. Așa, 14 ani, județul Argeș, mă consider responsabil, sociabil, adversit la nevoie, când pot și cu ce pot. Hobby-urile mele sunt să joc fotbal, tenis, de masă și să joc sam. Sunt o fire calmă și nu bag în seamă oamenii fără suflet. Am un caracter calm și nu mă strofă cu multe chestii inutile, mă joc. Nu știu, frate. Eu am zis că am multe despre mine. Aplică. Ia. Zero mirobolanta. Îmi place să joc foarte mult. Bă, oricum, arată frumie aplicația. Hai să intrăm pe Sam din nou. Ok. Păi, slash home. Home. Casa noastră din față. Hai. Să dau și pe ideea. Avem 102 ore jucate. Să dau pe ideea, așa. Da, 102 ore jucate avem. Hai să vedem.
Hai să ajungem acasă. Stați numai un pic. Ce scriu mai acolo, ID-ul? Deci scriu ID-ul, stați așa un pic că joc despre... Bă, sper să mă accepte, frate, și mie pe mine într-o facțiune. Dacă nu, asta e, aplic de la level mai mare, că nu să am level gen... Nu știu, 30, nu știu, abar n-am, dar pot să mă plictisesc, să vă plictisesc și voi, pula, să fac eu level 30. Dacă trebuie să filmez episoade zilnice, n-am cum să evit zile în care ar trebui să postez. Și de aia, n-am cum să vă evit, așa că va trebui neapărat să joc așa, cum joc eu zilnic. Bine, o să fac mai multe aplicații la toate facțiunile, de exemplu vreau la Hitman Agency să fac acum, pentru că n-am făcut aplicație și merită să încerc, nu? Pe oricum, sper că v-a plăcut acest episod în care am pus o aplicație, o fost șmecher. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye!